Care este probabilitatea ca luând un număr de forma 1 a 7b să fie divizibil cu 4? 1a7b. Deci 1 notăm cu, deci 1a7b. 1a7b să fie divizibil. Da? Să fie divizibil la 7. La 7. La 4. Da. Păi trebuie să găsim un număr care știm că noi am, anul trecut am și am aflat proprietăți de divizibilitate. Așa. Ca un număr să se divide la 4, trebuie să aflăm că ultimele două cifre, adică 7b, trebuie să se împarte la 4. Deci ăsta se divide la 4, dacă și numai dacă 7b, se divide la 4. Ultimele două cifre, da? Da. Și asta este echivalent. Ce variante ar avea B1? B1 ar putea fi 6. 6. Da. Deci, odată B aparține. Hai să luăm de la... Am unul, stăță. Să s-o luăm mai de jos. Păi, 1, 4 ori 1 vine 31, nu merge. B1 trebuie să fie numere pare. Da. 32, deci, da. 2 este bun. De 72, da? Da. Deci B-ul lui 2, o dată. 34. Nu este bun, 34. Dar nu este 74. Da, B-ul nu e bun, 74. 74 de ce? Păi vine, într-o dată, în 7. Da. Vine 3, 34. 7 ori 4, 32. Și 8. Nu merge. Nu clar. Merge. Ai zis bine. Apoi. B să fie 6. Păi vine 4, 3, 6 împărțit la 4, nu-i bun. Deci nu merge 7, 6 la 4? Păi 6, ba da, 9 merge. Deci merge, merge. Așadar îl punem aici 6. 8 nu cred că va merge, nu știu, am impresia că nu va merge. 78 împărțit la 4, nu e 38 împărțit la 4, nu-i merge. Nu merge. Și de aici a dat 26, adică vor fi... Asta e. Deci două sunt cazurile favorabile, iar posibile... Aul poate fi de la 0 la 9. De la 0 până la 9. Da. Deci, să vedem aici probabilitatea, să notăm evenimentul acesta cu A, e o altă problemă. Evenimentul acesta, ca luând un număr la întâmplare să se întâmple așa ceva. Păi atunci am avea... Probabilitatea realizării evenimentului acesta ar fi egală cu doar două cazuri favorabile. Și după aceea am putut să aflăm numerele, adică și vor fi numere. 1072, 1076, 1172, păi sunt 10, 20. De sunt ce? 20 care ne plac. Deci 20 care ne plac, dar posibile. De ce 20 care ne plac? Păi 1072, 1076, 1172, 1107, așa până la 9. De la 1072 până la 1000... Deci cu 0 ai 2, da, cu 1 ai 2... 2 de 9 ori. Deci sunt aici câte? 10 ori. 20 de cazuri. Cazuri. 20 de cazuri. Supra. Da, posibil acum. Păi, sunt, plecăm de la 1070 la 1979. Deci, de la 1000... Ai zis de la 1000... 70. Până la 1000? 1979. 1979, dar luăm pe toate. Păi luăm pe toate în afară de 20. Dar sunt toate consecutive prise? Da. Ba nu. Că poate fi 1
A poate să fie 0 și B poate să fie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Deci câtă vreme A-ul este 0, B-ul poate să alerge de la 0 până la 9. 9. Adică este 10 nume. 10 variante. Dacă A e 1, tot iar 10. Iar B-ul ia 10. Dacă A-ul e 2, tot 10. Dacă B-ul e... De, dacă A-ul e 3, B-ul e tot 10. 10 ori. Dacă A-ul e 4, tot 10. Dacă A-ul e 5, tot 10. Și așa mai departe, A-ul să fie 9. Da. Adică o să fie spre 100. 100? 20 spre 100. Sunt 10 ori 10. Da. Atât A-ul cât și B-ul are... Adică 1 pe 5. Deci, așa, aici a fost foarte important să spune că sunt 100 de cazuri... Da, posibile. Posibile. Foarte important, altfel... Iată că ne-am gândit așa și era greșit așa, să luăm toate numele cuprinse. Pentru că te obligă 7, rămâne același tot timpul. Cifra 10 nu lucrează. Dacă și aici ar fi fost un C, atunci puteam gândi... Am vrut să specificăm 1007B, 1007A, 1107A. Da, trebuia să specificăm, era mai... Deci asta era să se zic că nu sunt toate numerele. Că 7 rămâne tot timpul. Sunt doar unele. Da? Deci 7, cifra 10 rămâne aceeași. A, U și B, U se schimbă. Oare dacă ar fi fost aici A, B, C, deci de 3 numere, care sunt toate numerele de forma A, B, C posibile? Tot la 4. Hai să-i punem problema asta. Păi numerele de două cifre care se împar la 4 sunt 16, 12, 16. Dar de ce așa? Păi gândindu-ne că toate numerele care se... Noi trebuie să ultimele știm... două cifre se împart la 4. Bun. Și o să număm toate numerele două cifre în care se găsește 4. Ia să văd. 12. Mai jos. 4. 0 și 4. Ultime două cifre. Da? Da. Apoi, 0, 0. Da, merge și 0, 0. Da? 4. 4. Deci, ar fi așa, A... A poate să fie de la 1 la 9. A, 0, 0. A, 0, 4. A, 0, 8. A, 0, A 12. 12. A 16. A 20, da? A 24. Da. A, A 20, nu. 28. 8. A A 32. 2. Vine A 36. Și 36. Așa, A 36, A 40. Da. Și cât avem până aici? Acum urma A. 11, nu? Ai, am scris unde de 2. 11. Sigur că da, 11. Pentru că la tabla mulțirii cu 4, 4 ori 0... Nu mai era un număr. Egal cu... Care mai este? A, 44. O, da. Eu am vrut să mă 4, 40, că... vreau să mă duc ușor să fac multiplu de 40, încât lungimea cealaltă de 40. Încă o dată să vedem câte sunt, da? Deci, observăm aici, vreau să le numărăm pe toate până la 100, nu? Că aici avem B, C. Da. Și până la 100, să vedem care sunt pe o lungime de aceasta, da? Care sunt ultimele două cifre care pot să apară. Și atunci... Iată că avem în condițiile astea până la 40, câte sunt aici? 11. Așa. Și acum ar fi
44, dar dacă las aici, sunt 10 numere. Sunt 10 numere. Ca și m-aș spune 0-0, numai că s-a pus 4 acum. 4-0, 4-4. 4, da? Și mă duc așa până la A, 76. Câte mai sunt acum? La 46. Da. 36 plus 3, 7 numere. Pe lungimea asta câte sunt iarăși? Păi... Tot 10. Da. Păi cum a fost aici 10? Și acolo tot 048, da? 04 până la 76. Când doar de 40 am durat 36, fac 76. Păi am 20 de probe. Și pe urmă A, 80. Da? A, 80. Da, mai este și A, 88. Nu, este 84, 88, da? Și iată cât sunt 20-ul acesta, da? Mai vine la 80, a adăugat 20-ul și m-am dus la câte? 1, 2, 3, 4, 5, da? Și dacă iau și pe ăsta cu 0 aici este 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ar veni, da? Deci, A, cât ar veni acum? 84. Hai să zicem, 96. A, 96 și sunt 5. Da? A, 96 și sunt 5. Deci, pe o lungime de 100, sunt câte cazuri favorabile? Avem o dată 10 aici. 10 aici. Avem 25. 25. Dar nu putem mai să facem... Să bățăm suta la 4 și dădea 25. Adică să muncim așa. Da? Deci vezi, pe noi ne interesa mulțimile din 4. Da. Ca o putea fi orice număr. Și atunci, e limpede că pe o singură sută avem 25 de cazuri. Da. Cazuri. Și va fi cazuri favorabile. Favorabile. Și vom avea 25 supra. Da. Și au poate să lucreze. Păi da, păi 20. La o singură sută avem asta. La o... Păi dacă avem 25 ori 9. 25 ori 9. Ori 9, că nu poți să le iau pe a 0. Foarte bine. 25 ori 9, n-e 45. 18 și cu 4. 32, 325. Deci e 25, ai spus ori? Da, ori 9. Da, dacă ai fost ori 10, era 250. Și scădem în 25 și fac 225. 225. Deci, cazuri pentru varianta asta noastră, notăm cu B, evenimentul. Până 225 supra. Deci, toate numele cu putințe care au proprietatea că se divid la numele ce se divid la 4. La 4. Atunci, probabilitatea evenimentului B, acesta este egal cu, ai spus mai devreme că sunt 225 cazuri favorabile, 225, iar posibile, Salut, bună seara, bine ai venit, bine uite, am învățat. Ai luat ea și croca. Ai luat aminte de loc aici. Veniți să... Să te lecție și să termină acum, că vin șeful. Veniți șeful. Da, vin șeful. Păi deci... avem de la 100 până la 199. Adică o 225 spre 100. Deci sunt? 100 de numere. 100 de numere? Sigur 100? Nu. Deci am 100, 101, 102, 103, 104, 105. Deci cel mai mic număr pe care îl poți forma este 100. Și cel mai mare este 96, care se împarte la 9. Cel mai mare care îl poți forma este 199. Deci 199. Bine. Păi au și el aleargă.
Păi da, pot să alege cu orică vrea el. Cât? Până unde? De până la 9. 9. Deci, practic de la 100 am pornit și zice până la 900... 96. 999. Ca. 999 ani numele, pentru da? Pentru că nu am acum în calcul. Sigur că da, dar de ce da. Cifre. Deci libertatea, fiecare cifră se ducă, da. Da? Bun. Și câte sunt, câte numere sunt, ca să vedem cazul meu. Păi am 900. Da. Și 99. 199 numere. Deci 999 dați ca 100. 100 și adun 1. Așa. Adică vine 900 de numere. Deci ar veni 899 plus 1900. 900 de numere, sigur. 900. Așa, așa stă probabilitatea realizării de metoda aceasta. Poți să dea un număr foarte mare, zice, acum să simplificăm acolo, în sfârșit, și vedem exact. Dar să simplificăm. Prin 25 ani, da. Nu? Faci 9 supra. 9 supra, 900 împărțit la 25. Nu, 36. Din antrenamentul ăsta, care l-am văzut acum, probleme care le ai acolo... Temă-ți foarte ușoară. O banalitate. Da? Dar a trebuit să înțelegem bine ce înseamnă probabilitatea. Practic, care a fost mesul problemei în discuția noastră? Ce înseamnă ca, probabilitatea unui eveniment? Raportul dintre cazurile... Favorabile și cele posibile. Asta a fost, da? Raportul dintre cazurile favorabile și raportul dintre cele posibile. Asta dacă am înțeles, atunci tot a fost bun. Deci numai asta a fost miezul. Mă, îți face ieșițile de ele. Și dacă ai vreo întrebare, în timp ce faci tema, mă întreb. În timp. Ne oprim aici. La revedere. Să nu uitați să dați like și share. Să vă abonați la programul. La revedere. La revedere. Ești răgușit.